Familiile care aniversează anul acesta nunta de aur vor fi premiate în data de 15 mai 2024 de către primarul municipiului Deva, Nicolae Florin Oancea. Evenimentul va avea loc de Ziua Internațională a Familiei pentru a accentua impactul pe care valorile familiei îl au asupra societății. Pentru a intra în posesia premiului în valoare de 500 de lei și a diplomei de fidelitate oferite de primăria municipiului Deva și Consiliul Local, cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în 2024 și au domiciliul în municipiul Deva sau localitățile componente sunt Uhalm, Cristur, Archia și Bârcea Mică, trebuie să depună o cerere tip la Direcția Publică Locală de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Deva împreună cu copii după actele de identitate și certificatul de căsătorie până în data de 13 mai 2024. Cererea se găsește în format editabil pe site-ul Primăriei Municipiului Deva. Fondurile destinate premierii au fost aprobate prin hotărâre de Consiliul Local și sunt alocate din bugetul local.